România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Țara noastră continuă să mă uimească prin modul în care de multe ori reușește să pună forma înaintea fondului și mai ales printr-un obicei al administrației noastre de a se acoperi de hârtii ca să nu rezolve o treabă. Iar ce o să povestim astăzi m-a uimit tare, mai ales prin rea voință și nepăsare, cred că despre asta e vorba, și mai ales prin faptul că eu cred că o astfel de situație se aplică în mai multe domenii. Așadar, întrerupem programul obișnuit ca să ne mirăm încă o dată. Curtea Constituțională, da, chiar ea, a respins ieri o lege care dădea dreptul copiilor să se joace pe terenurile de sport ale școlilor și în afara orelor de program. Adică, dacă voiai să nu mai stai la calculator, ci să faci o miuță cu băieții sau cu fetele, legea asta îți dădea un fel de cadru. În baza ei, primarii din mai multe orașe alcătuiseră regulamente care înlesneau această practică. Era un articol modificat la legea educației fizice și sportului, da? Pentru că sună frumos, o astfel de lege a fost votată de o largă majoritate în Parlament. Ea era propusă de USR, dar în realitate nimeni nu a avut o problemă. Cu excepția guvernului Câțu, care a trimis un aviz negativ. Spunea guvernul astfel că nu se poate păzi baza materială și nici nu se poate asigura supravegherea copiilor. Adică nu se poate și nici nu vrem. Trecută legea asta cu tot cu aviz negativ, ea a fost sesizată la CCR de către guvernul Ciucă și drept urmare picată. Nu știm motivele, cu siguranță era prost scrisă, procedural, prost făcută. Dar e loc de mirare. Căci posibil numai în România se poate ca jucatul în curtea școlii să nu fie constituțional. Și cred că doar pe la noi a trebuit să lămurim problema asta la cel mai înalt for juridic al țării ăsteia. Școlile sunt în patrimoniul orașelor, iar un primar deștept și un director destoinic știu să facă treaba asta și fără lege, cu regulament și bună înțelegere în comunitate, căci interesul nostru este să avem copii sănătoși care se mișcă, iar ca să facem asta ne trebuie un pic de cap și de curaj, nu să ne ascundem după documente. Știți bine că în școlile din România se pot face însă afaceri bune cu terenurile astea. Una e să se joace copiii pe gratis, alta e să dai terenul cu chirie, la o școală de sport, cum ar veni, care face un ban în baza statului. Nu contest, se face sport și acolo, unele poate chiar o fac bine, dar e pe bani și e mai complicat. Iar în această situație statul e acoperit, nu? Că cine a semnat contractul păzește baza, are grijă de copii, ok, totul răspunde pentru tot. Din când în când însă, România se revoltă că nu are medalii, da? Medaliile, să știți, se construiesc și aici, pe terenurile astea. De aici începe pasiunea, din joaca asta. Dar, în primul rând, aici se construiește altceva mai prețios. Sănătatea, dorința de a te mișca, lucratul în comun, constituirea unei echipe, toate elementele unei societăți sănătoase. E puțin lucru asta? Și poate vor zice unii că în țara asta și în momentul ăsta sunt lucruri mai grave, că e un război. Și o să vă întreb atunci, în această țară de burtoși, cine o să fugă, domnule, cu arma în mână în caz de ceva? Copiii pe care i-am pus la calculator? Vedeți, aceasta nu este o dezbatere despre curtea unor școli, ci una despre învingerea lenii și construirea unei societăți puternice. Vă invit la 0372069599. Puteți să ne sunați și din Europa să ne spuneți cum e la voi. Știu eu de unde ne ascultați. Italia, Spania, Anglia. Dom'le, cum se face la voi unde fac copiii ăștia sport? Așadar, 0372069599. Ar trebui ca terenurile școlilor să poată fi folosite pentru joacă și în afara programului? Cum este la școala sau în cartierul tău? Cum a procedat comunitatea ta? Îți dă voie, nu-ți dă voie? Poate sunt directori destoinici. Poate sunteți directori care ne sunați și ne spuneți: dom'le, ce spui tu aici, o prostie, nu se poate. Cum încurajează școala ta copiii care fac sport? 0372069599. Alexandru deschide dezbaterea la România în direct. Apropo, suntem și pe Facebook. Salutare, Alexandru! Te salut, Cătălin! Salut și ascultătorii!
Aș începe cu mine. Eu am crescut pe terenurile de sport din jurul școlii, unde am jucat basket, handbal, oină, țurcă. Am 55 de ani, pe vremea mea se făcea mult sport. Și acum practic multe sporturi, joc tenis de câmp de cel puțin 3 ori pe săptămână, uneori chiar de 4 ori. Și am, încă mă simt tânăr, am un fizic, mă iau la întrecere cu cei de 30 de ani, poate. Psihic nu mai sunt chiar așa de tânăr, dar fizic încă pot. Din păcate, copiii noștri nu fac destul sport. Iar știți vorba, mens sana in corpore sano. Făcând sport, în primul rând îți lungești viața, poți avea o viață mai frumoasă și mai lungă. Am un prieten care e profesor de sport la gimnaziu și mi-a spus că copiii din ziua de astăzi nu au aceleași reflexe, nu au aceeași motricitate, nu se coordonează la fel de bine ca generațiile mai vechi, din cauza că stau foarte mult pe internet și fac prea puțin sport. Deci este foarte important să facă sport toată lumea, inclusiv adulții, și să se găsească soluții. În toate liceele și școlile pe care le-am văzut și prin sectorul 5 și prin sectorul 6, nu se permite accesul copiilor. Eu cred că se pot găsi soluții. E logic și ce se spune, că domne, trebuie supravegheat, trebuie supravegheate și știu că în sectorul 6, primarul Ciucu a făcut un regulament care înlesnea asta și sunt mai multe orașe care au făcut regulamente de genul ăsta. Sunt, uite, la Buzău s-a făcut chestiunea asta, la București sectorul 6 și mai sunt orașe precum Brașovul, Bacăul, Timișoara, Breaza sau Victoria. Poate sună oameni de acolo să ne spună la alții cum s-o fi putut. Deci se poate. Deci se poate. Trebuie căutate doar soluții. V-aș spune așa, o vorbă, un teren de sport înseamnă un spital și o pușcărie mai puțin. Da, da, eu sunt de acord. Și v-aș mai spune o vorbă. Eu am făcut liceul Spiru Haret și în sala noastră de sport era o pancartă mare pe care scria: în sport nu există învinși și învingători, ci doar câștigători. Da. Deci e musai copiii noștri să facă mult mai mult sport. Fac prea puțin, stau prea mult pe internet. Trebuie să li se creeze condiții să facă mișcare, sport. Ce ai zice, de exemplu, de următoarea reglementare, care mie nu mi se pare aiuristică? Dom'le, copiii care sunt de la școala noastră, pe baza carnetului de note, pot veni și la 7 și la 8 seara să facă ei ce vor să facă exact, pe aici. Exact, e complicată reglementarea asta? Nu, și pot, oricum școlile sunt închise, toate au un portar, un paznic la intrare, și atunci copiii care învață la școala asta, sigur, pot avea și niște invitați, poate și niște părinți, pe baza carnetului sau spun, uite, sunt de la clasa cu tare, mă cheamă așa, vă rog să mă lăsați să fac sport. Eu cred că se poate. Da, zice doamna Cristina Leonte, mulțumesc tare mult, Alexandru, pe Facebook. Problema are câteva aspecte care nu se văd. Din păcate, pentru că terenul din curtea școlii este liber, se poate intra oricine seara. Pe terenul din curtea școlii sunt tineri care nu au nicio treabă cu școala sau cu sportul, însă au treabă cu droguri și alcool. Dimineața te sperii câte minunății găsești pe teren. Părerea mea este că ar trebui deschisă copiilor care învață în acea școală. Curtea școlii ar trebui închisă, iar elevii de acolo să aibă cartelă de acces. În felul acesta se poate gestiona mai bine. Da, sunt soluții, că de fapt despre asta e vorba. Și acum închipuiți-vă ridicolul acestei scene mărețe. Curtea Constituțională, robele alea Grena, domnii judecători, sunt domnul Daniel Morar, domnul... cine mai e domnule acolo? Că am uitat, am un lapsus acum. Sunt câteva celebrități. Și acum ne uităm să vedem ce e cu articolul. Da, e cu jucatul în curtea școlii, ce facem? E neconstituțional. Eu cred că a fost un râset general acolo, la Curtea Constituțională, când s-au trezit cu asta. Ia uite, domnule, toate problemele le rezolvăm acolo. Liviu, salutare, ești la România în direct. Salutare, Cătălin. Da, vă sunt din Timișoara, că tot ai numărat orașul, și voiam să vă spun că, într-adevăr, s-a dat drumul la anumite școli, în curtea anumitor școli, pentru elevi, am văzut asta, în zona mea unde locuiesc, în Timișoara, acest lucru, dar se practică și e foarte bine. Dar vreau să vă spun părerea mea legat de tot haosul ăsta pe partea sportivă. Încă primul exemplu l-am avut doamna Elisabeta Lipă, ea fiind ministrul sportului în perioada respectivă, care spunea că nu mai facem sport de performanță. Eu îndrăgesc ca și sportivă, cum i-am spus și atunci,
Doar că și dâns a uitat de unde a plecat pentru lucrurile acestea. Toți am făcut mari sportivi. Au alergat pe tarlar, au alergat printre mașini, au jucat fotbal pe un teren, nu în parcări și așa mai departe. Lucrurile astea eu am mai prins încă, partea în care puteam să merg în curtea școlii să arunc la cos sau să joc fotbal sau tenis de masă și așa mai departe. Lucrând în administrație de aproximativ 7 ani de zile, observ cum funcționează sistemele acestea și cum se sugrumă în principal sporturile mainstream. Spre exemplu, eu sunt președintele neoficial al Federației Române de Ultimei Frisbee. Așa. Și de 7 ani de zile ne jucăm frisbee și noi pe unde apucăm, tăirim parcuri, pentru că terenurile care sunt la dispoziția orașului, cetățenilor, nu pot fi folosite. Spre exemplu, tot în zona mea, CSS Bega, mai exact, Clubul Sportiv Școlar Bega, care are o sală de basket, are un teren mare de fotbal, are un teren mic, un balon, care a fost luat recent de un fotbalist, domnul Velcea. Așa. Ei, astfel de terenuri nu ai acces. Motivele care mi s-au adus de fiecare dată au fost că nu avem portar, cum a spus și voi mai înainte, nu sunt portar după ora 4. Dom'le, da, lipsa de portari a omorât sportul românesc. Stai să spun o chestie de la Brașov, Liviu. La Brașov, o secundă. La Brașov, Alen Coliban are un program pe care a încercat să-l dezvolte legat de sportul ăsta între blocuri. Și la un moment dat a propus domnul Alen Coliban să facă un fel de frisbee, nu știu dacă e chiar frisbee, dar oricum, o combinată de asta de sport care te obliga să te miști. Dom'le, ce crezi că i-a trecut prin cap opoziției PSD, da, și colegilor de la PNL pe la Brașov, să râdă de această manifestare că e un sport mai ciudat? Pentru că înțelegi, înțelegerea domniilor lor era că dacă nu dai cu piciorul minge, restul sporturilor nu contează. Atât ne poate capul. Măcar de-mi dau cu piciorul minge și am face performanță, dar cred că și acolo gafăm. Așa că părerea mea și a oamenilor pe care îi reprezint în acest sport e în felul următor. Orice sport e binevenit și ar trebui făcut, doar să ai unde. Iar frustrările noastre, sau cel puțin a mea personală, este legat de treaba asta, că am înțeles cum funcționează mecanismul. Ca să fac o scurtă descriere și închei cu treaba asta, atât ce aurile de la bazele sportive, care de cele mai multe ori sunt în patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului, sunt oameni angajați din cadrul Ministerului Educației. Deja de aici se începe să scârție toate lucrurile astea. Profesorii de sport din CEAuri sunt preponderent fotbal, basket, volei și așa mai departe. Iar când se votează dacă Xulescu are voie să vină pe tarlaua respectivă, majoritatea spun nu. Și aici intervine frica. Frica intervine din cauza faptului că le este, în primul rând, frică că le furi copiii de la alte sporturi. A, serios? Pentru că văd. Da, asta e. Asta, domnule, o să treacă de la fotbal la volei? O să treacă de la fotbal la volei, da, exact. Sau ce lucruri chestia? De genul ăsta. Asta e primul, asta e argumentul care îl știu fizic din ceea ce am trăit eu. Da, da, da. Pe lângă lucrurile astea ne-am încercat și am mers mai departe pentru că, nu, dacă vrei să faci ceva, asta e, mergi înainte, cum poți. Și le-am propus, sunt exemple de propuneri, de proiecte, de la bugetare participativă, la proiecte de la alte firme, cum este Start ONG și așa mai departe. Bani sunt, lucrurile se pot accesa. Ideea este că ei nu o fac. Trebuie să ai voință. Îți mulțumesc tare mult. În Irlanda nu ai voie în școală, dar au terenuri lângă școli care dimineața sunt libere, ne spune cineva. Gabriela pe Facebook. Sunt în Spania de aproape 20 de ani și aici terenurile școlilor sunt lăsate pentru cine vrea să facă orice tip de sport. Hermina ne scrie din Austria, într-un sat micuț între două lanțuri muntoase. Anul trecut aici s-a construit o sală de jocuri și sport pentru copiii de la 3 ani pentru ca să încurajeze sportul în masă de la vârstă fragedă. Vin părinții cu copii chiar de la distanțe foarte mari, spune Hermina. Adrian, ești la România în direct, de unde ne suni? Salut! Temporar din București, de ieșirea pe autostradă. Nu mi se pare așa că trăim subiectul ăsta, mie îmi pare un subiect de banc Radio Erevan de pe vremuri. Problema e că
parcă pe zi ce trece, viața noastră în România se transformă într-un banc. Parcă trăim într-un banc de pe vremuri, de la Radio Erevan. Spuneai mai devreme că sunt localități în care un director de școală destoinic, un primar destoinic au găsit soluții. Cred că de aici pleacă problema. De ce e nevoie să existe primari destoinici, directori de școală destoinici? De ce au fost date școlile în administrarea unităților administrative teritoriale, a primăriilor? De ce să existe aceste diferențe? Pentru că, e clar, avem primari diferiți ca pregătire, ca mentalitate, avem consilii locale diferite. De ce există toate trei astea? Ministerul Învățământului, inspectoratele școlare, ele pline de lipitori de afișe și de incompetenți. Cum ar trebui să fie, Adrian? Să aparține sunt conducerea Ministerului Învățământului. De ce avem al Ministerul Învățământului? Păi, știi de exemplu că cuantumul burselor școlare este stabilit în ședințele de consiliu local, în funcție de bugete locale, deci diferă de la o localitate la alta. Eu știu exemplu unei localități, n-are rost să-i dau numele, o localitate mică din Oltenia, 20.000 de locuitori, unde sunt două licee, patru școli generale. Problema e că la unul dintre licee, care este de fapt un grup școlar, 70% dintre elevii de acolo nu sunt din localitate, sunt din localitățile limitrofe. Statul obligă consiliile locale să aloce bani de la bugetul local să stabilească acele burse. De ce din banii mei ca locuitor al unei localități să plătesc bursele unor copii care nu sunt din localitatea mea, părinții lor nu lucrează la noi, nici plătesc impozite? Atenție, nu sunt împotriva burselor. Nu, trebuie stabilite clar, dar această struțocămilă, această amestecare, doi școli, nici nu mai știm de fapt cine le administrează. Domnule, le administrează primăriile, ca să înțeleagă toată lumea, adică var pe pereți primării, Ministerul Educației stabilește cadrul școlar, cum ar fi, dar... Da, tot ce înseamnă investiții, le fac consiliile locale, bani vin de la consiliul local. Sunt și programe de la ministere, de asta struțul ăsta. De la minister, corect. Sunt dar și... de ce să amestecăm lucrurile? Știți că la fel de grav este și cu spitalul. Știți că există localități unde care au în administrarea primăriilor spital. Și la Consiliul Județean, da, e același model în care comunitatea se ajută de stat, pentru că multe localități de statul cel mare, multe localități nu strâng bani. Păi funcționează, știi când? În momentul în care se termină banii acolo în localitatea aia mică de care spui tu și primarul pune mâna pe telefon și pe linie de partid sună la guvern și zice, dă-mă și e normal bani. Așa? Păi de nu e normal așa? Lucrurile? Bun. Totul pleacă greșit din start. Vezi? Școlile din pe lângă ce spui tu, Adrian, pe lângă ce spui tu, la ce s-a întâmplat aici este o intervenție a Parlamentului. Duc ridicolul mai departe. Deci Parlamentul României, văzând că e o problemă, a zis, bă, dăm o lege, mă. O să facem o lege, înțelegi? O lege din aia mare pentru toată țara, să vedem cum să face, cum să vor juca copiii în curtea școlii. Deși este Radio de ajuns... Radio exact, este de ajuns, îți mulțumesc tare mult, Adrian, este de ajuns ca tu, director, sau școală, sau comunitate de părinți, să stați de vorbă, să vorbiți cu primarul și să spuneți, pă, cum facem aici? Ia să vedem. Aș vrea ca ai noștri să mai vină din când în când să joace fotbal. Domnul director, să poate aici e vreo soluție? Nu e, doamnă, nicio soluție, că sparg geamurile. Băi, mi-ați adus aminte cu legea asta, mi-ați adus aminte de aia de ne tăiau mingea când eram noi copii. Deci ăștia sunt tăietorii de minge, tăietorii virtuali de minge în România. S-a uitat unul și a zis, bă, nu, cine să mă ne încurcă ăștia aici? Ioana, salutare, de unde suni? Bună, sunt din Galați. La voi cum e? Vreau să vă relatez cum e situația la noi în Galați. În afară de faptul că în curtea școlii nu poate juca niciun copil nimic decât pe parcursul orelor de educație fizică și sport, mai mult de atât, spre seară, când nu mai sunt ore la școală, cineva le deschide altora și le cere bani ca să joace fotbal, altora fiind adulți. Corect, nu? Păi, de o mică adică afacere îți merge. Închiriază un fel, într-un fel, terenul școlii. Da. Iar problema aceasta nu se raportează doar la școală, la noi în Galați. Eu fac sport și fac sport și eu și copiii pe bani, pentru că asta este situația.
Dar dacă vreau să mă duc să fac, să alerg, de exemplu, nu am la dispoziție decât faleza. Înaintea pandemiei alergam pe teren, pe terenul de sport la stadionul Dunărea. Acum descoper că nici măcar pe stadion nu mai sunt primită să dau două ture de stadion, pentru că nu vor pasnicii sau uneori vor, alteori nu vor. Depinde cum îi prezi. Deci cum? Deci aveți un stadion acolo, Dunărea, ăla a fost refăcut, da. Ăla era o ruină acum 25 de ani, când mai făceam eu comentarii sportive, mergeam pe stadionul Dunărea des, dar era o ruină atunci. Acum cum arată? Nu, este refăcut, așa. Este în stare foarte bună, se joacă pe el, dar dacă te duci, indiferent că e cineva care se antrenează pe iarbă, pe gazon sau nu e, nu te dă efectiv să intri și să alergi pe margine, pe zgură. Deci da. Nu ai voie, nu-ți dau voie de la poartă, te opresc, nu ai voie. Nu ai voie, domnule, în țara asta nu ai voie să faci sport. Da. Tot nu. Ce se face sport la nivel de Galați este pe bani, plătit. După care, îți spun eu următorul rezultat, după care rezultă următoarele lucruri, că o să mai joace naționalele din când în când. Ăsta, Edi Iordănescu, habar n-are ce face, Ali Bec este un gras, iar Burleanu este curist, știi? Astea sunt. Mergem la ziar și scriem, bă, ăștia sunt proști. Dar când te uiți în realitate, te uiți la faptul că în țara asta, dacă vrei să faci sport, statul e primul care nu te lasă și nici nu te încurajează. Nici nu te încurajează, în schimb se încurajează între ei să joace câte ceva pe stadionul. Da, da. Și să meargă la o bere după asta. Să avem toți acces. Păi ce nu să... De vedere. Nu știi că primarii ăștia care mai sunt în politică au întâietate când vine vorba să facă o miuță? Da. Ioana, îți mulțumesc, por la treabă. La Buzău, decizie de acum 3 ani, primarul Constantin Toma zice așa, după ce au stat închiși în casă din cauza pandemiei, dezolant să vezi un lacăt pe curtea școlii, pe poarta școlii, care le interzice copiilor accesul. Directorii pot fi amendați dacă refuză să acorde accesul în curtea școlii. Dar la Buzău au fost suficiente unele avertismente verbale, da? Zice primarul Toma. Și, domnule, dacă se mai sparge un geam, două, care e problema? Domnule, apropo, la Curtea Constituțională, domnul Ciucă, când ați făcut dumneavoastră sesizare la Curtea Constituțională pe articolul ăsta, le-ați spus, domnule, că e posibil ca, eu știu, năzdrăvanii ăștia să spargă geamurile în curtea școlii? Ați scris acolo în curtea, în sesizare, la Curtea Constituțională, să mai râdă și oamenii aia de la curte, că au fost ședința tristă. Știu eu, doamnele alea importante acolo, când s-au uitat să vadă, ia să vedem. Ce azi, ce? A, avem cu sport frumos. Liviu, salutare, alt Liviu. Salutare, de unde ne sunt? Bună ziua, din Sibiu vă sun. Cum e, domnule? Floarea sau, mă rog, pur și simplu destinul face ca să fiu profesor de sport. Așa. Și vreau să vă spun că, din toate discuțiile pe care le-ați avut cu antevorbitorii, așa este, asta este tristul adevăr în ce privește terenurile de sport. La Sibiu, din câte știu eu, este o hotărâre a Consiliului Local prin care persoanele sau societățile care au avut prioritate sau au avut dreptul de a-și face terenuri sintetice în curțile școlilor, nu mai au acest drept și se pare că curțile școlilor doar cu acordul directorului nu se poate intra sau cu refuzul directorului. Cred că se face sport la școala la care se face sport după ore, vreau să spun, după orele de curs, la școala la care predau, liceul la care predau, este permis accesul copiilor și în afară orele de curs. Bineînțeles, cu întâmplarea face să avem și portar pasnic care mai vede din când în când de ei. Și asta și... cu responsabilitatea, că asta e frâna cea mai mare, zic, domnule, da, director, exact. Domnule, dacă se întâmplă exact, ceva, da. Cine răspunde pe asta? Cum ați rezolvat-o? Da, da. La noi trebuie să răspundă, domnul de drag, la noi trebuie să răspundă cineva ceva. Nu există, pur și simplu s-a întâmplat, sunt lucruri care se întâmplă. Trebuie să scoatem vinovat, asta e un sport național, găsit-o vinovaților, cineva trebuie să fie vinovat. Și când plouă de la Dumnezeu din cer, cineva e vinovat că plouă prea mult, să știți. Bine. Cu asta vreau să vă spun încă ceva, să nu pierd firul. Vreau să vă spun că am o satisfacție ori de câte ori vin la școală, elevi de liceu fiind, sunt băieți sau și fetele mai puțin, băieți
care mă așteaptă la poartă, că nu am 6 ore în fiecare zi sau 7 ore cât au programul copilașii. Și domnul profesor, haideți că v-am așteptat să ne dați o minge să jucăm. Așa, domnule, corect. Și e le dați... o situație fantastică pentru mine. Liviu, și în le plus, dai mingea, domnule. Și conducerea școlii, cum să vă zic, cumva încurajează lucrul ăsta. De ce vă spun? Mai sunt colegi în coltaș care că le-a dat mingea și au venit transpirați la ore. Ok, e o rușină transpirația. În plus, în plus, să răsfrânge și asupra copiilor mai, cum să zic, mai comozi. Domnul profesor, fac numai jumătate de oră că transpir și pe urmă trebuie să stau. Păi și, ok, care problema? Ți aduci un prosop, avem posibilitatea să facă un duș, bine, nu toată clasa, dar cei care sunt cu probleme. Că știm, la pubertate, la adolescență, sunt problemele astea, nu trebuie să ne ferim de ele. Și, noi, și eu am fost elev și în clasa 12-a transpiram cu sacul pe mine, că sunt elev înainte de 90, și suflecam pantalonii de stofă, știți dumneavoastră cum erau stofa aia de omaren, mergeau în formă. Și jucăram în pauză, nu era nicio rușine. Ce vreau să vă spun, noi, până când nu facem o contraofertă sau o contraofensivă la gadgeturile care le mănâncă zilele și nopțile chiar copiilor, adică companie de televiziune care dă și a dat gratis, vă amintiți anii care se făcea o propagandă, că ăsta e termenul, nu mă feresc de el, cu tablete luate gratis până i-a prins, și acum nu mai putem lua de la tablete și de la telefoane. E o problemă gravă. Este esențial, mulțumesc tare mult, Liviu, este esențial pentru construirea acestei societăți și a acestei țări ca această lume să se întoarcă la sport. Aceasta nu e o problemă de joacă. Nu e o problemă de dat cu piciorul în minge. Suntem slabi ca nație și ca societate pentru că nu facem sport, nu avem destule ore de sport, pentru că ne este mai comod să ne lăsăm copiii cu nasul în tablete. Sportul face minuni, chit că nu-i de performanță, da? Unește echipe, îi ajută pe oameni să lucreze împreună, le dă un impuls către sănătate, până și mersul pe jos. Vă dați seama de ridicolul acestei situații pe care o discutăm astăzi? Și ea poate fi extinsă la zeci și zeci de cazuri din România, unde oamenii iau hotărâri de-astea penibile doar ca să se acopere de hârtii. Simona, salutare, ești la România în direct. Ar trebui deschise terenurile școlilor pentru sport și dacă da, cum? Da, direct. Un răspuns este da, pentru că așa am crescut și eu și știu, țin minte, ne împărțeam. O parte jucau fotbal, o parte jucau tenis, aveam un ceas din ăla care îl purtam cu noi și din ăla care și suna și ne spuneam atât aveți voie voi, atât avem voie noi. În schimb, există și locuri unde să știți că se poate face, adică sunt directori înțelegători. La noi, la Moinești, de exemplu, la Tristan Țara, domnul director este foarte înțelegător. Da, într-adevăr, contra unei sume de bani, adică dăm fiecare 5 lei, nu este foarte mult și 2 ore ne dă voie să fim pe terenul ăla de sport pentru că este un teren pe care s-a pus un gazon artificial, deci este ok. Suntem înțelegători, este un pasic, vine, ne deschide, ne lasă. Deci se poate. La Moinești, în schimb, a existat un stadion unde dacă vrei să mergi să alergi, nu te oprește nimeni, poți să te duci. Și una mea problemă este că a existat și un alt fel de teren lângă stomatologie unde copiii jucau în fiecare zi minuta, să zic așa. Dar acum acel teren, nu știu cum s-a întâmplat, că a fost revendicat de cineva, urmașa cuiva care a fost veteran de război acum după atâția ani, și acel teren s-a stricat, ceea ce mie nu mi se pare normal. Dar nu înțeleg de ce noi, ca părinți, nu luăm măsuri. Adică de ce nu ne ducem și să spunem, da, domnul director, copiii noștri au venit aici, când s-au făcut, dar eu știu că și școlile care au clădirile alea, sălile de sport, și știu că atunci când s-au făcut acele săli de sport, nu de tot în regimurile trecute, știu că au avut un rol. Adică rolul lor a fost ca să poată fi folosite toată lumea. Adică sunt multe care stau închise și nu se face nimic. Exemplul lângă mine aici, o secundă, la Brașov, ne scrie cineva, pe timpul primarului Scripcaru, s-a construit o sală de sport lângă școala generală 4, cu promisiunea că acolo vor face și elevii școlii orele de sport. Probabil au primit terenul pe gratis, acolo a fost un spațiu verde lângă pădure. Elevii nu au acces în sală, ei tot fac sportul în clase iarna și vara în curtea școlii. Iac! Da. Ți-am dat exemplu. Eu,
și am mai văzut și m-a deranjat, știu școală unde, știu oameni care se duc și dau directorului ceva, ei sunt oameni în etate, n-am nimic cu ei, dar sunt oameni care au funcții în petrol, în petrom, că la noi este zona cu petromul, și de multe ori noi ne-am dus și am zis, lăsați-ne și până încă 10 minute să ne termină. Nu! Adică ne-au scos pe noi care eram profesori cu 2, 3, 5, 10 copii. Noi de obicei ne întâlneam din 2 în 2 săptămâni duminica. Așa. Și eram copii de la 11 ani până la 33. Și jucam cu toții, ne împărțeam să fie totul ok. Și nu, ne-au scos că a zis că ei trebuie, le trebuie tot terenul. Adică nici asta nu mi se pare. Da, știți ce, de ce nu se face? Pentru că este mai ușor. Este mai ușor să ne trimitem copiii la niște săli de fitness, unde să câștige nu știu cine, decât statul să facă ceva pentru ei. Este mai bine ca copilul meu să fie supraponderal, pentru că chiar dacă îi dau alimentație, dar eu nu-i dau și un pic de sport, îl vine acasă și îmi stă pe tabletă, este mai ok, pentru că trebuie să trăiască și altă parte a societății care trebuie să-mi duc copilul la nutriționist, la ăla, la ăla. Adică e un cerc vicios, din păcate. Da. Și de asta nu înțeleg. Eu ca părinte aș vrea să găsesc o soluție, să mă duc să-i spun, domnul primar, plătesc impozite. Se poate din impozitul meu să se construiască un teren de sport pentru copiii acestui oraș. Domnule, sau să pui un supraveghetor undeva. Mulțumesc tare mult, Simona. Tot la Brașov, dau exemplu. Acolo e un bazin olimpic care merge de la 9 la 5. Păi cum prins? Sau ceva de la genul ăsta, de la 8 la 5? Mergea într-o vreme. Păi, bazinul ăla, dacă e pentru întreaga societate, ar trebui să meargă de la 6 la 12 noaptea, cu schimburi. Numai de acolo să câștigă prezență. Oamenii care merg la muncă, ies după amiaza, se duc seara la bazin. Nu poți să faci bazin cu program redus. Și da, școlile astea, așa cum le avem, trebuie să le folosim, să folosim orice resursă. Domnule, m-am chinuit toată emisiunea. Am avut un lapsus mare de tot, domnule. Nu mai știam cum îl cheamă pe președintele Curții Constituționale. Ce acum știu, domnul Dorneanu, da. Domnul Dorneanu, salutare, domnul Dorneanu. Ce mai faceți, domnul Dorneanu? Cum ați? Ea zice, și acum să judecăm noi aici dacă e constituțional să te joci în curtea școlii la noi în România. Apropo, nu e chiar constituțional. Mihai, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin. Eu sunt medic. Întâmplarea face, apropo de întâmplarea cu profesorul de mai devreme. Și întâmplarea face că sunt medic sportiv. Specialitatea mea este medicina sportivă. Îmi dai voie să urlu la tine în emisiune? Da, te rog, dați mai încet. Mă rog. Da, era am înțeles. Era o metaforă. Urlu de frustrare. Da. Urlu de frustrare. Sunt frustrat de ceea ce am auzit. Tind să cred că autoritățile nu cunosc beneficiul exercițiului fizic în populație. Și tind să cred că prin multe dintre deciziile luate nu se vrea sănătatea populației. Nu, nu e adevărat. Și îți dau un exemplu scurt. Din primele 5 cauze de mortalitate, 4 pot fi ajutate și prevenite și exercițiul fizic este un factor care ajută. Repet, din primele 5 cauze de mortalitate, la 4, exercițiul fizic este benefic și ajută și, cum să zic eu, îndepărtează acel factor. Există ceea ce se numește EPH, Exercise Prescription for Health. Așa cum prescrii ca medic un medicament, un tratament, așa se prescrie, în anumite țări adevărat, exercițiu fizic pentru a completa, cum se cheamă, pentru a completa panoul complet și pentru a face panoul complet de terapie. Am să te contrazic într-un punct. Om, da. Ce spui tu aici este cunoscut foarte bine și de autoritățile din România. Că nu sunt oameni fără carte, mulți dintre ei, și care au o percepție generală corectă. Problema apare în altă parte. În momentul în care noi ca societate îi împingem să iasă din zona de confort, ei știu că au niște treabă de făcut și au și niște răspunderi. Și decât să răspunzi să-ți faci vreun necaz... Ea ca să sparge ceva. Vin o ceată de copii, am înțeles. Întâmplă... Deci decât să cadă zidul pe un copil și să se nerorocească sau să moară, cum a fost mai devreme, știm un caz. Doamne ferește, știm că a fost sănătatea asta. Nu sunt atent cum fac zidul ăla, ci închid curtea. Da. Nu mai face nimeni sport. Domnule, și în condițiile astea, faptul că nația se îmbolnăvește, nu se vede, nu ți este imputabil. Se va vedea în buget. Se va povăra bugetul, vom avea de cheltuit mai mult. Deci dispariția prevenției, dispariția completă a prevenției va duce la cheltuieli ulterioare
masive, mult mai mari decât dacă am investit în această prevenție. Și nu mă refer numai la analizele uzuale, la vizita la medic, la educația medicală pe care o oferim oamenilor în școli. Nu există. De-aia se și poate răspândi așa ușor un zvon, de-aia se și poate, se pot face atâta teoria de conspirație, pentru că oamenii nu au educație medicală în școli. Și de-aia lucrăm singur și individual în societatea noastră, pentru că nu facem echipe pe terenul de sport. Corect. Corect, asta dezvoltă spiritul de echipă, dezvoltă atenția, apropo la volan. Sunt sporturi care dezvoltă atenția, vederea periferică. Te ajută la lucrurile astea și te ajută când conduci să fii un conducător auto mai bun. Sunt N, dacă nu avem timp, dar sunt N situații în care sportul poate ajuta. Dar dacă nu ai și ai oameni care știu cum spuneți, sunt convins că sunt, întinzi mâna. Domnule, scrieți-i o scrisoare... Scrieți-i o scrisoare domnului Ciucă. Oare domnul Ciucă, când o fi sesizat la Curtea Constituțională, de ce a făcut-o? Eu bănuiesc la presiunile directorilor și oameni din sistem care a spus, domnule, ne-ați dat o belea pe cap, știți cum e să administrăm asta? Bani ne-ați dat? Păi dumneavoastră ne spuneți, mai stăm 8 ore la muncă, cine o să-i supravegheze pe ea? Da, dacă se strică ceva. Cine? Dar pe noi cine ne supraveghea, Cătălin, când mergeam și jucam fotbal și în spate? Cine ne supraveghea? Nu erau cazuri în care cădeau ziduri și se întâmpla. Era practic, haide să punem un părinte atunci, dacă e așa. Sau ai văzut ce simplu e? Mulțumesc mult. E atât de simplu. Strângi comitetul de părinți și zici, băi, vreți să vă jucați în curtea școlii? Foarte bine. Aveți datoria ca 2 ore pe seară, cât avem 600 de copii, 600 de părinți, unul dintre voi vine seara aici 2 ore să uită la lume. Vă, ne putem organiza, atât de proști suntem ca nație, că nu putem găsi nici măcar soluția asta? Chiar atât de proști suntem? Gabi, salutare, ești la România în direct. Salut, salut. Vreau să zic că și eu fac parte din copiii care se jucau în anii 80-90, așa, și ieșeam cu toții să ne jucăm pe stradă, pe oriunde găseam. Faza e că pe atunci, pe lângă faptul că eram foarte mulți care ne jucam, erau și câțiva care nu aveau înclinația spre sport. Și se fofileau de fiecare dată, nu ieșeau să se joace cu noi. Mm-hmm. Reușeau să facă sport atunci când erau orele respective în școală. Raportul ăsta, din păcate, s-a înclinat, s-a întors. Adică acum sunt mai mulți copii care nu au înclinație spre sport, mai puțin pe partea asta altă. Din grupa asta face parte și fiimea, da? L-am dat la fotbal, l-am dat la tenis, l-am dat la dansuri, însă nu e de el. Nu se poate obișnui cu aceste sporturi. Are 2 mâini stângi și 2 picioare astea. Exact, fi, exact. Da. Și atunci el este cu laptopul, cu engleza, na, tot ce ține de informatică. Da, un sfat, așa, ca de la tată la tată. Deci, domnule, un skateboard, deci fiul la fel era cu sporturile, dar în momentul în care a găsit un skateboard, pare că a descoperit o mare pasiune. Știu că e un pic mai periculos, dar și noi am trecut prin aceeași viață, nu? Adică nu trebuie să ne speriem. I-am dat skateboard, i-am dat role, i-am dat de toate, crede-mă. Îl iau vara, îl mai iau cu mine pe teren lângă casă, este un teren de fotbal, jucăm fotbal, mai luăm câțiva copii cu noi și... Na, vara mai, ne mai jucăm un pic. Dar nu are înclinația asta. În schimb, ce mi-a plăcut, el la o școală din Prahova, din Maneciu, am văzut că s-a și pus pe internet, un profesor i-a îngrenat într-un proiect anti, să zic, antristat. Antristat împotriva discriminării copiilor. Da, ce interesant. Așa, da. Și au făcut un filmuleț în privința asta, dar au făcut și un dans. Adică i-a luat în vreo 2 zile, au făcut din grupul ăsta, din mai multe clase, dansuri, 4 ore într-o zi, i-a învăit de la ore și dansul ăla mi s-a părut ok, fiindcă tot un fel de sport este. Absolut, absolut. Îți mulțumesc tare mult. Ne apropiem de final și am vrut să-i fac loc și lui Marian. Da, Marian, să știi că ai rămas cu minutul tău de aur. Bună ziua, bună ziua.
Să fiu foarte scurt. În primul rând, nu mai e bara din spatele blocului, să ne jucăm. Ce bună era. Cu copiii. Da. Nu mai sunt școlile. E o absurditate. Dar o problemă referitor la problema asta cu educația fizică, nu e un program național. Se fac stadioane. Pentru ce fotbal? Îl face la Dinamo acum, al 7-lea, 8-lea stadion din București, din jurul Bucureștiului. Cine joacă fotbal? Unde-i performanța? Da. Nu știu, un program național. Cluburi sportive, la 100.000 de locuitori, orice localitate să aibă un club, la 200.000, două cluburi. Cred că ar fi extraordinar. Și nu înțeleg de ce CSR-ul. Nu văd nicio mișcare la nicio federație. Doar vorbe mari sportivi, din păcate, vin cu vorbe mari, dar se plafonează politic. Găsesc un post cald și nimeni nu mai face nimic. Da, aici te-aș contrazice, să știi că... Mare, Covaliu, mare fan. Nu, doamna Elisabeta Lipă, doar vorbe. Ivan Pataichin a făcut ceva, Dumnezeu să-l ierte, și nu a fost că... E foarte interesant și poate o să avem vreodată ocazia să stăm de vorbă, uite, poate o să vină unul dintre ei aici în studio. E foarte interesant să vezi ce este sub aceste funcții și în ce situații ajung oamenii care conduc federații. Înțeleg da. Că e greu, dar nu-i văd nici măcar să se zbată. Au ajuns și se lasă la fund apoi, se scufundă sub apă și nu mai auzim de ei 4 ani, 3 ani, 2 ani cât stau. Mulțumesc tare mult! Da. Înapoi, în curtea școlii, acesta ar trebui să fie mesajul. Pasiunile, medaliile, națiile se construiesc și în curtea școlii, acolo unde oamenii se joacă cu mingea. Dintre ei se pot alege și buni judecători ai Curții Constituționale, și buni primari, și buni directori de școală, dar cu condiția să aibă curaj și să nu se acopere de hârtii. Dați-le voie acestor copii să se joace, ca să... Retrăim într-o țară normală. Asta e România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă spun spor la treabă. Să ne auzim cu bine. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.